Costin nu mai intră. Hai și mă, și mă, prima ta. Ia. Ce? Acolo, și mai încolo. Da. Hai să credem un Zeni, vei! Deci, pentru... Să vă mulțumim pentru vizionare!
N-am văzut de o săptămână, nu? Multă lume și-a schimbat fizionomia între timp. Spatele lui, dar nu de față de el, da? Deci nu așa, da? Da? Pentru că asta îi permite să-și revină în poziție de atac și să mă atace din nou. Da? Da, ce aici? Lângă el, da? Lângă el.
Lângă el. Nu retras în spatele lui. Hai. Nu poți să dai chimia în spatele lui, da? Cum nu-i bun? Hai. Da? La parte de nu pot face mișcare, dar mă lovi cu pumnul, da? Acum, că mă lovește în spate, da? Iar nu pot să fac prea târziu, da? Că mă lovește, da? Deci, între noi, trebuie să fie o unitate de mișcare, da? Să ne armonizăm. Dar de-aia este Aikido. Ai armonie, da? Da? Deci... Da? Trebuie să mă armonizez, că indiferent ce se întâmplă, cum lovește el, da? Trebuie să mă armonizez, da? Da? Trebuie să mă armonizez cu spatele lui. Nu să fiu un contratimp cu el, dar nu trebuie să-l blochez. Da? Trebuie să las să se descarce în afara mea. Da? 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 Din efortul lui trebuie să zboare, da? Nu că e foarte rușit, da? Puteți să mă armonizez ca energia lui să o poată ieși în afara mea, da? Tragez la sfera mea de apărare și eu să pot după aia îndrepta împotriva lui, da? Ca aici, da? Deci, da? Deci, încă o dată, trucii tăi ceva pe un pas, hai. Da? Tot timpul este în afară mea, da? Da? Tot timpul este în afară, da? Thank you.
nimic, frate, vedeți. Deci de acolo câte patru, mai ok, Nicoa, hai. Sincronizați-vă! Care sunt mai țingași, da? Căderea trebuie să fie, să amortizez cu mâna, da, această cădere, da? Capul să fie la interior, ca la interiorul acestei sfere, să mă pot ridica în întreaga mea capacitate de luptă, da? Da? Deci, da? Gata să explodez, da? Este foarte important, da? Este foarte important. Trebuie să aterizez, da? Ca și cum aș fi înfipt acolo, da? Ușire ochii, da? Ia și un lucru. Căderea pe spate, da? Da? Hai, se fac. Hai, repede. Hai, repede. Mai vioi. Peste obstacol, da? Poate mă seafă un obstacol, da? Da? Hai! Hai! Mai ușchimii cu bătaie, da? Trebuie să scape întreaga greutatea corpului, da? Cu o lovitură în saltea, da? Mă zic în picioare, da? Imediat. El arunc foarte sec, foarte dur, da? El nu mai are timp să cadă elastic, da? Așa, chiar, chiar. Ar fi minunat dacă ar putea să cadă așa.
Nu poate, da? Atunci el va trebui să adapteze contactul cu solul, da? Printr-o metodă mai puțin elastică, dar totuși care să-i salveze, da? Ceea ce are important, nu? Spatele, capul, da? Sigur, sacrificându-și în ghilimele mâna, da? Ea va fi cea care va lua contact cu solul. Deci, știi, da? Da? Dacă nu s-ar fi, l-ar fi descărcat în de greutate lovitura aia cu o fracțiune de secundă înainte, corpul i s-ar fi zidit de saltea, nu mâna, da? Ultima cădere care facem în seara aceasta este o cădere pe spate, dar fără să mă uit, da? Deci. Da? Hai. Ia cu hamii, toată lumea, da? Da? Hai! Perechi, perechi, repede, repede, care n-are cum să ne pierdut. Atacul catatetorii ai hamii. Catatetorii ai hamii înseamnă prinderea mâinii mele drepte cu mâna lui dreapta. Ai hamii înseamnă în armonie, da? 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 Deci preiau mișcarea partenerului, da? L-am dezechilibrat. Am intrat, dar... Da? Sau chiar dacă nu o preiau, da? Intru, da? Da? Deci el nu are de ce să se lege, da? Deci... O formă. Da? Deci eu nu mă opun niciodată, nu fac, nu trebuie să fac ceva asta, da? Poziție, da? I-am prins mâna aici, da? De deci, acest atac este cuplat cu un alt atac, altcuiva. Da? Dacă este un atac de poziție, da? L-am prins de pe mână pentru că vine unul ca să dea un pumn, da? Sau să-l apuce de gât, da? Sau dacă nu este un atac de poziție, de static, da? Deci un atac în care... Da? Intenționez, da? Să-l blochez cumva, da? Aceasta este prima parte, da?
Asta e prima față, da? 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 Deci nu este un atac de semn politicos. Pentru că o sânge de mână politicoasă, nimeni n-ar vrea să se apere. Foarte bine, faci toată ziua de domnile, nu? Este vorba de un atac, da? Trebuie să ai un caracter violent. Violent, în bine mele, nu se trebuie foarte puternic sau foarte rapid. Și cu intenții agresive, da? Păi, deci dacă atacul este prin împingere, da? Da? La, și se scurge, da? La dezechilibrat. Auzi, în această poziție în care îl blochezi, dar e blocat, uite. Da? Uite, da? Da? Mișcarea de desfășit este că eu înaintez, în timp ce mâna mea îl duce în jos, da? Deci el va gădea ca rezultant acestui cuplu de forțe, dar este diagonală, da? Uite. Dacă mă trage, da? Mă las tras. Să mă ajuns din nou aici, da? Da? Deci, dacă nici nu mă trage, nici nu mă împinge, da? Da? În faci loc, da? Să trebuie să deschide această poartă care este în mâna lui, da? Trebuie să intre prin această poartă ca să-l întorc, da? Și acum îl pot controla, da? El îmi permite, da, să scot atacul în afara mea. În afara mea, da? Și apoi să-l ajut, da? Să cadă, să-l fixez, da? Deci, eu niciodată nu mă voi opune, da? Tuti, da? Da? Nu o să deschizi chestia asta înainte eu niciodată, da? Pentru că s-ar putea să-l ține putere să fac chestia asta. Dacă e unul zdravă, nu tot degeaba, îl plătește cu mâna. Da? Dacă e zdravă, dar are de să se ducă acolo, da? 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 El tot ce a făcut, a făcut pentru că a fost dezechilibrat, că toată energia lui a ieșit în gol, da? În vid. Această scăpare în gol l-a tras. Lovitura lui, el trage totdeauna după ea. Da? Și eu, tehnica mea este să fac ca totdeauna loviturile lui să iasă în afară și să-l tragă după el. Sigur, este greu. Este greu. Da? Este greu, dar luat învățat acest principiu, da?
contează cine te atacă, cât de mare, cât de puternic, cât de fioros, cât de violente, da? Nu mai contează. Deci poate să fie și o locomotivă să mă lovească ca la nu? Stai să apache și o las să treacă pe, pe lângă mine, da? Locomotiva mai are și altă lume. Deci, revenind la această treabă, da? La această fine, da? 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 Uitați-vă! Deci, atacul lui, da? Așa? L-am obligat să atacă încă un pas. În acest moment în care el a fost dezechilibrat, da? Asta a fost problema lui principal. Cum să-și revine? Nu mai avut timp de mine. În acest moment, eu am folosit și ce vreau să-ți folosesc, da? Când ați dezechilibrat, am intrat, da? Uite, da? Când și-a revenit echilibrat, era deja în capcană, da? Era blocat. Da? Sau când mă trase, da? Da, uite! A dezechilibrat? Când și-a revenit, i-a târziu. Foarte important acest lucru. Tot timpul este vorba de tai savachi. Tai savachi. Da? Intră. Trage. Cu cât trage mai tare, cât îl doare mai tare. Nu-și fac nimic decât că, da? Îi liniștesc, care arându-i propria lui formă, poate să pe linie pe care trebuie să meargă. Sigur, ca să-l potolesc, la urmă, nu se potolește, da? Da? Dacă mă trage, da? Da? Mă împinge, da? Da? Mă ia de două mâini, da? Hai, poate. Da? Ca un două mâini de mână, da? Sigur, pare foarte ușor. Dar acest foarte ușor este pentru că sunt sute și mii de ore de muncă, da? Corpul meu a învățat automat cum să se duce, da? Să se opune cât mai puțin și să obțin un efect cât mai mare, da? 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 Uite cum a fost într-o poziție favorabilă mie. Da? Da? Fără niciun fel de efort, pentru că mă mișc unde trebuie, da? Și-o menuci. Da? Și-o menuci. Hoi! Mă mișc unde trebuie. Și-o menuci. Deci, și vănaghii în continuare. Hai! Întâi atac eu, da? Și tu faci tot ce. Apoi toată, da? Și fac procedură.
Deci trebuie să ne ajutăm unul pe altul, mai mult la început și mai puțin pe măsură ce învățăm. Deci, pentru că am făcut aici oarecare tentă de răutate, da? L-am adus, îl și izbesc jos. Nu trebuie să-l izbesc, pentru că nu asta este important, da? Să iată, uite, sunt puternic. Bine, altul și mai multe de amândoi și ne-a terminat. Nu asta e important. Important, da? Să pot să fac învăț cu CD-ul, da? Să nu-i fac niciun rău partenerului care la rândul lui se poate să învețe procedeul datorită mie. După ce îl fac acest procedeu de mii de ori, da? Sigur că pot ridica nivelul. El se opune, atacă mai repede, mai cu forță, da? Dar la început trebuie să mai ajutați. Nici un concurs aici. Nu aveți de ce concura, adică nu sunt concurs. Fiecare ritmul lui și învață în pasul lui. Nu, altă nu se poate, nu sunt cursuri intensive de aici. Deci vreau foarte mult, ajutați-vă, colaborați și ajutați unul pe altul. Nu are ce să vă întâmple, da? Hai, sus! Mai ales băieții care sunt mai frumoși de așa mai. Centura între noi este așa, da? Că pot să trag mai cât vreau, da? Că n-am cum să te zic de vreau, da? Tracul! Da? Așa e și aici, da? Legătura între noi trebuie să fie fermă, da? Dacă nu este fermă, trebuie să fac eu viață fermă, da? Întinzându-i dreapta, astfel încât el să pot să-mi compresc tot timpul ce face, da? Să pot să-i transmit intențiile mele, da? Da? De a se mișca, da? Prin brațul, da? Sau prin braț, sau prin loc. Depinde de procedeu. Fără asta nu se poate. Da? Nu se poate o legătură ca o scoală care atâta. N-ar ce este comunicat prin ea. Trebuie să fie închinsă, da? Orice mișcare a mea sau a lui, dar să o simtă celălalt. Da? Ia! Da? Ați văzut ce e de la ea? Pentru că legătura de la era fermă, a fost fermă, da? Da?
case cu această obișnuință de a intra în această friză, da? Și a cădea ușor pe spate, da? Și facem treaba asta de nenumărate ori, da? 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 Cu sabia, da? Mișcarea trebuie să fie, da? 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 Pentru mișcare aici, da? Nu este o mișcare așa, nu este o mișcare așa, da? Pentru mișcare este chiar cum aș lovi cu sabia, da? Întâi mai ușor, pentru că de aici el se întoarce acum și iese, da? 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 Pentru că dacă nu, este COVID, da? Da? Aici trebuie să zic, acum când își și-a revenit și își dă seama că e în capcană, poate să se opună, pentru că nu mai poate, da? Este într-o poziție care nu-i permite acest lux. Ușile aia turnante, cu mai multe, da? Da? O împingi pe mâna, da? Eu însă nu adopt niciodată această soluție. Dar pentru că e tocat această energie, îl împing ei și... Nu? Da? Deci, orice des, da? Da? Și în momentul acesta, eu conduc dansul, da? Sunt în spatele lui, da? Într-o poziție dezechilibrată, pentru că da? Nu pentru că pe în alt noapte, da? Este un nivel în care este tehnic de mână împotriva de scop distrugerea adversarului. În Aikido, adversarul boxa. Care puternic de tare să facă pe un pas, să aducă în față, da?
ușoară, elastică, trebuie să revină în picioare, da? Deci. Ce, poate să nu pune mâine. Încercarea greutății corpului e saltea, da? Cine poate, cine nu? Șor, șor! Fac eu două balanțe.
deci rioșetorii, da? Procedeul pe care l-am învățat data trecută și Honage, da? Din catate Sori Aihami, o să facem acum din toate prinderile, una după alta, ca să vedeți despre ce este vorba, și după aia vom relua cu atacul catate Sori Aihami. Deci, și Honage, catate Sori Aihami. Honage catate riotetori. Direct. Și Honage riotetori. Da? Forța lui, da? Da? Mișcarea trebuie să fie continuă, da? Nu pot face așa, da? Și apoi așa. Nu e bine. Da? Mișcarea este continuă. Da? Riote. Continuă. Riote. Da? L-am luat. Blocaj cu amândouă mâinile, blocaj cu o singură mână.
rămâi în tuchi. Nu, 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 fără, fără, fără tuchii, nu se poate. Da? Nu ce, da? Una, da? Unu! Da? Am ajuns aici, da? Da? Și am simplu, da? Piciorul s-a fi dus. Da? Piciorul drept înainte. Nu! Piciorul drept înainte. Dreptul! Târziu! Una, da? Uite la picioare! Da? Intră! Dreptul! Ai văzut? Că te-ai și întors în momentul ăla. Până aici, te-ai și întors. E jos mâna,
ta, mâna, mâna ta este jos. Să arăți că e sus, lângă oasă. Încet, da? Uite-l! Da? 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 Hai încă oasă. Uite-l. Sus, că trebuie să vină sus după mână. Este scoaterea mișcării în afară. Da? Deci nu este așa. Da? Da? Este, uite, da? Da? Acum. Dacă am trecut de el, e ușor, da? Dacă n-am trecut de el, se poate să nu trec de el, scuțul de afară. Trec de el, da? 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 N-am decât să cobor. Nu se mai poate opune. Da? Una. Pentru că vârful pastonului este cel care face mișcarea, da? Deci uite-l, da? Către el! Nu te ferește, intră! Da? Deci, el trebuie să vadă din mișcarea pastonului un pericol ca să îi facă treaba asta. Ca să-mi trimite mie să intru, da? Da? Deci către el! Da? Deci de ceea ce făceam aici, da?
amândoi. Nu, nu, nu. Am ajuns aici, da? E bine, da? Da? Da, că fac treaba asta e greșit, da? Sunați-mi... Imediat, da? Deci sunt în aceeași situație ca și altă, în momentul ăsta. Deci eliberez bastonul, da? Deci... Ne ascultăm amândoi, da? Eliberez bastonul și vine Niminaghe, da? Niminaghe-i mea. L-am dezechilibrat, da? Deci este foarte importantă această mișcare, da? Deci începi, da? Intrat, da? Uitați-vă puțin, capul are un rol foarte important la Shikonage din atacul Munetori. Da? Deci, da? Capul face o mișcare de rotație ca un șurub. Ia! Capul face. De asta, capul se duce lângă mână aici, da? Uite. Partenerul meu să-și împingă mâna în kimono, pentru că îi se blochează mâna, da? Deci eu nu o să fac așa, da? Nu o să fac așa să nu se prindă. Eu vreau să mă prindă, da? Vreau să mă prindă, da?
E foarte important să-și împingă mâna în kimono meu, în haina mea. Da? Nu, nu fac ca la alte, pătrei în care eu evit chestia asta, da? Deci fac așa. Nu. Eu vreau ca ea să-și prindă mâna în kimono. Da? Da? Mâna e blocată, da? Pozitiv pe fața lui. Mâna e blocată. Negativ, în zopată. Nu! Da? Simt. Hai. Așa, acum pui mâna. Corect. Hai. Hai să bat ei. Păi ce am văzut o mie de variante, că aș rămas uimită. Îmi pare rău că am o carnătate, mai înveți de pe asta.